Spune mai departe că dracul încearcă a doua tentativă. Vrea să vadă până unde merge răbdarea lui Dumnezeu. Mai aveți o leacă și terminăm. Să vadă până unde merge răbdarea lui Dumnezeu și îi spune așa, n-ai vrea, vedeți ce șmecherie, n-ai vrea să nu ne trimiți în iad? Ce școală pe el, ce viclenie pe el. Ca și cum, știți cum vine aceasta, cu n-ai vrea să ne trimiți pe noi în adânc mai înainte de vreme? Mă prinde cineva la el în ogradă, la furat, și eu îi spun așa, dacă vrei să mă tem și să-mi fie frică, lasă-mă să fug 50 de metri de la poarta ta, că păi tu mă prinzi după aia. Cam așa a încercat diavolul să facă cu Iisus. Adică nu mă trimite în iad. Și a zis că dacă Iisus îl trimite în iad, el deja e la șeful lui, așa săpat. Iisus îi face o capcană. Îi întinde o capcană tipic dumnezească și îi spune bine. Găsește soluția. Vino cu ideea. Și dracu îi spune, dă nevoie să intrăm în turma aia de porci care paște acolo. Bucuria lui Sarsailă că a intrat în porci, dar marea stupefacție știți care a fost? Poate o să vă mirați că spun lucrul acesta. Porcii s-au arătat superiori oamenilor. N-au suportat pe dracu în ei și au fugit și s-au necat în mare. Omul stă cu dracu în el și pe uscat și la mare. Aia e marea taină. Deci, e o mare mirare că dobitoacele necuvântătoare nu l-au suportat pe demon în ele. Cum a intrat dracu în ei, s-au și aruncat în mare și au murit. Murind și nemai fiind vii, diavolii au plecat în iad, evident. Dar n-au plecat în iad. Ce credeți că au făcut diavolii? Au ieșit toți din mare, crezând că în felul acesta, asta a fost scopul demonului, să spurce marea. Ca să nu mai fie bună apa de băut, că era și apă de băut dulce. Marea Galilei, singurul lac de apă dulce ce se alimentează o parte din Iordan și o parte din ploile de iarnă ale Ierusalimului. Dar pe de o parte, făcând și paguba cu porcii respectiv, despre care v-am spus la începutul Evangheliei, i-a și întărătat pe oameni. Dar cum i-a întărătat? Demonii care sunt nevăzuți, după ce au ieșit din porci, s-au dus și a intrat în fiecare om din ținutul acela. Și iată repercursiunea. Păzitorii, văzând ce s-au întâmplat, s-au dus să dea de veste în cetate. Au ieșit îndată tot să vadă ce s-a întâmplat. L-a văzut pe Iisus, deci ce e interesant, oamenii l-au văzut pe Iisus. L-a văzut și pe omul din care a ieșit demonii. Acum acesta era și îmbrăcat, și întreg la minte, și dea jos la picioarele lui Iisus. Pe de o parte i-a luat frica. Băi, cum? Ăsta care stătea legat în lanțuri, care stemea tot satul de el, toată lumea se speria de atitudinea lui, acum stă la picioarele învățătorului, ceva nu e în regulă. Dar, în aceeași clipă, cu toată frica asta așa, ieși și pleci din ținuturile gherghesenilor. Dar Iisus, lăsându-i, a intrat în corabie și s-a dus. Deci n-a mai stat la discuție cu ei. Trebuie să plec? Plec! L-au rugat toată mulțimea din ținutul gherghesenilor să plece de la ei, deși erau cuprinși de frică mare. Deci ce înțelegem noi? Că dracu are frică vicleană. Dracu te face să te prefaci că ești credincios, diavolul te preface să te prefaci că te temi, diavolul te preface să te prefaci că ești adevărat. Câte viclenii nu uneltesc creștinii noștri, câte viclenii nu uneltesc creștinii noștri, sub pretextul dreptei credințe. Dar și eu merg la biserică, dar și eu îl cunosc pe duhovnicul cu tare, dar hai dăm banii, hai să facem afaceri, hai să facem tranzacția, dar hai să semnăm, dar hai să rezolvăm. Și când ai semnat, ai murit. Sub pretextul credinței. Și știi cum spui când vii la duhovnic? Părinte, dar era credincios, își făcea cruce, mi-a arătat, avea icoană în casă. Mi-a spus că vă cunoaște pe dumneavoastră și pe nu știu mai care, că a fost în cutare loc, în cutare loc. Da? Așa era diavolul acela. Așa era și diavolul ăsta de aici. Viclean. De aceea marea confuzie care se face și până astăzi în rugăciunea Tatăl nostru, nu este rugăciunea în sine care trebuie schimbată și spun oamenii care n-au puțină minte teologică. Ce fel de Dumnezeu e care te duce în ispită?
Tocmai asta spune Tatăl nostru. Și nu ne duce pe noi în ispită, adică luminează-ne să nu ajungem niciodată să gustăm ispita. Și ne izbăvește de cel viclean. Nu de Satana, frate. De vicleanul de lângă tine, oricine ar fi el, după nume și după neam. Deci să fii atât de înțelept, să nu pui urechea, sau cum spunem noi internul popular, să nu pui botul la vrăjeala oricui, să te înșele în numele credinței sau lui Hristos și să te ducă în amăgire. Ce spune Pavel? La vremea de apoi vor ieși mulți hristoși și dumnezei mincinoși și învățători mincinoși și propovăduitori mincinoși, care vor spune că vin în numele lui Hristos. Să nu-i credeți. Ce spune Apostolul Pavel? Și îngerul din cer, dacă va vesti altceva decât va vesti vouă Hristos, anatema să fie. Deci trebuie să fim foarte atenți că Satana rămâne și este în continuare la fel de viclean.